Rănită la cap și la un picior, tânăra de 16 ani a fost transportată de urgență la spitalul de pediatrie pentru investigații suplimentare. Pasajul de la Magnolia se află în administrarea primăriei municipiului Pitești. Autoritățile au recunoscut că nu s-au mai efectuat lucrări de consolidare din anul 2004. Din păcate, tavanul a cedat și s-a prăbușit peste acea adolescentă de 16 ani. Nu este foarte grav, a fost externată din spital. Este un pasaj foarte, foarte vechi, undeva în 2004 a început, 2005 și 2006 a fost terminat. Nu a mai fost reparată de atunci, au mai fost doar montate acele scări rulante în 2007. S-a întâmplat de dimineață, deja colegii au fost acolo, de fapt de seară, de azi noapte, s-a făcut o expertiză tehnică și cei de la Serviciul de Public de Exploatare a Patrimoniului s-au apucat să repare și să putem da drumul într-un fel sau altul oamenilor, pietonilor, să treacă strada prin acel pasaj. Probabil că mâine, cel mai târziu poimine, dar cu siguranță mâine, pentru că se va lucra zi lumină și inclusiv noaptea, se va lucra non-stop, vom reuși să dăm drumul. Este o anchetă a poliției, să vedem ce o să rezulte din această anchetă. V-am zis, este foarte, foarte vechi și a cedat pur și simplu. Polițiștii au izolat zona și fac cercetări pentru a stabili cauzele care au dus la acest incident. Lăsați-mi, vă rog, câteva informații referitoare la cazul cu fetița lovită la pasajul Magnolia. Polițiștii din cadrul secției 1 Poliției Pitești au primit ieri o sesizare printr-un apel 112 cu privire la faptul că o porțiune din tavanul pasajului pietonal Magnolia s-a desprins și în cădere a fost rănită o fetiță de 17 ani. Cine este responsabil pentru toată această treabă? Mă gândesc să fac cercetări la acest moment. Polițiștii au deschis un dosar penal de cercetare. Pentru vătămare corporală din culpă, urmează să se stabilească cu exactitate vinovatul și să fie tras la răspundere. Fetița e lovită ușor, lovită grav? Este internată în spital. Este stabilă. Deocamdată, nimeni nu este pus sub acuzare. Chiar dacă s-a deschis dosar penal pentru vătămare corporală, polițiștii fac cercetări pentru a se stabili cu exactitate cine se face vinovat de acest incident care se putea termina cu o tragedie.